Capitolul al VI-lea. Prea dreptul Noe și urmașii lui blagosloviți de Dumnezeu. Istoria potopului este completată cu două episoade interesante: beția lui Noe și turnul Babel. Și a început Noe să muncească pământul și a sădit vie, și a băut vin și s-a îmbătat și s-a dezvelit în cortul său. Și a văzut Ham, tatăl lui Canaan, goliciunea părintelui său și s-a dus să le spună celor doi frați ai săi, care erau afară. Atunci au luat Sem și Iafet o mantie și, punându-o amândoi pe umerii lor, au mers de îndăratelea și au acoperit goliciunea părintelui lor, iar fețele lor erau întoarse, așa încât n-au văzut goliciunea părintelui lor. Așadar, Sem și Iafet s-au purtat respectos, așa cum se cuvine să se poarte niște fii de treabă care și-au văzut tatăl beat. Ham, din potrivă, s-a purtat ca un mitocan. Și, bineînțeles, blestemul nu s-a lăsat mult așteptat, dar să vedeți asupra cui a căzut. Și s-a trezit Noe din beția lui și a aflat ceea ce-i făcuse lui, feciorul său cel mai tânăr. Și atunci Noe a zis: blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților săi. Și a adăugat: binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, și Canaan să fie robul lui. Dumnezeu să dea întindere lui Iafet și să locuiască în corturile lui Sem, iar Canaan să fie robul lui. Așa a fost blestemat tânărul Canaan, cu toate că el nu-și bătuse deloc joc de bunicul său. E de presupus că Noe încă nu se trezise complet din beția lui când a rostit blestemul. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a confirmat. Teologii susțin că Noe a dat Asia lui Sem, Europa lui Iafet, iar Africa lui Ham. Canaan și Ham au dat naștere negrilor și negroizilor. Tocmai de aceea, zice-se, urmașii lor au trebuit să devină robi ai europenilor. Se pune întrebarea: în ce fel cei trei fii al lui Noe, născuți din același tată și din aceeași mamă, au putut să devină întemeietorii a trei rase diferite? Totuși, trebuie să ne ploconim în fața lui Dumnezeu și în fața Sfintei Scripturi și să socotim că din Sem se trag asiaticii cu pielea galbenă, din Iafet europenii cu piele albă, iar din Ham și Canaan, africanii cu pielea neagră. Dar atunci, din cine se trag pieile roșii din America? Sau Sfântul Duh a uitat să divulge aceasta autorului cărții Facerea? Sau trebuie să admitem că astecii și mohicanii din America n-au avut tată? Să trecem acum la vestitul basm cu turnul Babel. Și tot pământul avea un singur grai și aceleași cuvinte. Și s-a întâmplat că, pornind oamenii din răsărit, au găsit un șes în ținutul Șinear și s-au sălășluit în el. Și și-au zis ei între ei: veniți încoace, să facem cărămizi și să le ardem în foc. Și s-au slujit de cărămizi în loc de piatră și de catran în loc de muruială. Și au zis: haidem să ne clădim o cetate și un turn al cărui vârf să ajungă până la cer. Atunci s-a pogorât Domnul ca să vază cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și a zis Domnul: iată, ei sunt un singur popor și o singură limbă au cu toții. E numai începutul lucrărilor, dar nimic nu le va rămâne nefăcut din toate câte își vor pune în minte să facă. Haidem să ne pogorâm și să amestecăm pe loc graiul lor, astfel ca să nu se mai înțeleagă în limbă unii cu alții. Și i-au împrăștiat Dumnezeu pe ei de acolo pe toată fața pământului și ei au contenit cu ziditul cetății. De aceea i s-a pus numele Babel, de vreme ce acolo amestecata Dumnezeu graiul la tot pământul și de acolo i-a risipit Dumnezeu pe fața pământului întreg. Unii teologi afirmau cu tărie și plin de sine că în momentul când fusese distrus de Dumnezeu, turnul Babel atinsese o înălțime de 1,5 km, adică ar fi fost de 10 ori mai înalt decât cea mai mare piramidă din Egipt, piramida lui Cheops, 147 de metri.
Cu toate acestea, piramidele s-au păstrat, pe când din grandioasa construcție care poartă denumirea de Turnul Babel, nu a rămas nici urmă. Pentru o înălțime de 1500 de metri ar fi fost necesar și un fundament neobișnuit de mare. Se pune întrebarea, cum a putut să dispară o clădire atât de uriașă? Autorul cărții Facerea a uitat să dea o explicație în această privință. Și încă ceva. Pe atunci, potrivit Bibliei însăși, nu puteau să existe un număr suficient de oameni care să înalțe o construcție atât de importantă și nici care să cunoască meșteșugurile necesare acestei lucrări. Această istorisire trebuie privită drept una dintre cele mai mari minuni religioase. O minune tot atât de uluitoare o constituie apariția pe neașteptate a unui mare număr de limbi și dialecte. Comentatorii, spuneau Voltaire, au cercetat ce limbi s-au născut în urma acestei dispersări a popoarelor, dar n-au dat niciodată atenție limbilor vechi vorbite de oamenii de pe teritoriul ce se întinde din India până în Japonia. Ar fi fost foarte interesant să numărăm câte dialecte se vorbesc în prezent pe suprafața globului. În ce privește America, cunoaștem peste 300 de dialecte, iar pe continentul nostru peste 3000. Fiecare provincie chineză are limba sa proprie. Locuitorii Pechinului înțeleg greu pe cei din Canton, iar un indian de pe coasta Malabar nu înțelege pe un indian din Benares. De altfel, populația Pământului n-a avut habar de minunea cu Turnul Babel. Ea a fost cunoscută doar de scriitorii evrei antici. Stârnește cea mai mare mirare faptul că importantele evenimente istorice pe care Biblia le pune la baza nașterii omenirii nu sunt deloc cunoscute de niciunul dintre celelalte popoare. Ar fi de înțeles ca grecii, romanii, egiptenii, caldeenii, perșii, indienii, chinezii să nu fi știut nimic de Gedeon, Samson sau despre vreun alt erou al unui trib evreiesc. Dar dacă acestor popoare le sunt necunoscute până și numele lui Adam și Noe, asta e cu totul altceva. De vreme ce potopul a nimicit tot ce era pe pământ și Noe a perpetuat seminția omenească, acest patriarh ar fi trebuit să fie cunoscut de istoricii tuturor popoarelor. Cum se face că numele lui Adam și al Evei, al lui Cain și Abel, al lui Enoch și Matusalem, al lui Lameh, Noe, Sem, Ham și Iafet nu au fost figurează numai în cărțile micului popor evreu? Când veteranii marii navigații din timpul potopului s-au împrăștiat în diferitele colțuri ale pământului și au dat naștere unor noi popoare, ei au uitat, într-un mod ciudat, absolut totul. Și cum a făcut Dumnezeu cerul și pământul? Și cum au trăit în rai și primii oameni? Mai mult chiar, au uitat până și numele primilor oameni. Numai evreii au ținut minte totul, iar de la ei, poveștile biblice s-au transmis și celorlalte popoare. Nici meritul de a fi cultivat vița de vie nu l-a putut salva pe Noe de uitarea generală, căci un număr uriaș de oameni îl cinstesc pe Bacchus ca părinte al vinului. În ce privește potopul, criticii sunt de acord că a fost o calamitate locală, cât se poate de firească. Ei afirmă că au existat, probabil, multe alte inundații de acest gen. Dovadă mitului Deucalion la grecii antici. Dacă potopul ar fi fost o catastrofă de proporții mondiale, cutează să afirme criticii, numele lui Noe ar fi fost și el cunoscut în toată lumea, pe când numele lui Deucalion și Utnapishtim, eroul unei legende caldeene, ar fi fost date uitării. Este de asemenea curios că Hesiod și Homer nu pomenesc niciun cuvânt nici despre Adam, nici despre Noe, deși unul a fost părintele, iar celălalt salvatorul neamului omenesc. Această rezervă este mai mult decât uluitoare, căci, pe bună dreptate, nu se poate admite ca porumbelul divin să fi mers cu mistificarea până acolo încât să dea primului om, precum și salvatorului omenirii de la nec,
nume cu totul întâmplător, născocite, care au devenit cunoscute numai din Biblie.